Este pentru cei încercați. Nu o încercare așa de rând, mică, încercare grea, încercare mare, unde numai intervenția Domnului. Și poezia se cheamă Uleiul. Și ce aș dori eu înaintea Domnului, și dumneavoastră să doriți la fel, ca să dea Domnul tuturor celor încercați un undelemn de bucurie. Iată, am să-ți iau copiii, zise omul cel bogat, dacă nu-mi dai datoria care ți-am împrumutat. O femeie necăjită, văduvă, cu doi copii, pe când îi trăise soțul, avea multe datorii. N-aveau bani pentru mâncare și atunci au împrumutat de la cel bogat pe care să împrumute l-au rugat. Cămătarul foarte vesel l-a umplut de datorii pe sărmanul din Israel care în curând muri. Și pe când s-au dus la groapă cu acel proroc vestit, iată cămătarii, slugii, la femei au venit. Ne-a trimis stăpânul nostru ca să te avertizăm, să te achizi de datorie, căci de mult te așteptăm. Dacă nu te achizi de banii care ți i-am împrumutat, iată, îți vom lua copiii pentru tot ce el ți-a dat. Nu e glumă cu stăpânul, el nu poate păgubi banii, datoria, dănii, sau lua mai tăi copii. Doamne, ce durere mare în femeia a lovit. Chiar în clipa disperării, cămătarul a venit. Nu-i destul încercarea, că bărbatul i-a murit. Iar sărmana cu orfanii au de-acum de suferit. Valul mare cheamă alt val să cadă peste ei, ce să facă? Nu se poate. Ca să-mi ia copiii mei, să devină rob pe holda omului nesăbuit, biata mamă, necăjită, aștepta un răsărit. Și pe când cu frământare se gândea cum va ieși din această strâmtorare, Domnul înspre ea privi. Dumnezeu izbăvitorul o salvează, dragii mei. Un bărbat numit prorocul se opri la poarta ei. Vai, părinte! Vai, părinte! Beata l-a întâmpinat și i-a spus necazul mare care peste ei i-au dat. Soțul meu, iubit de Domnul, a murit, știe Elisei, iar acum sunt amărâtă, văduvă între femei. Ba mai mult, pe când trăise, soțul meu a împrumutat ceva bani de alimente de la omul cel bogat. Iar acum datoria a rămas pe capul meu, căci bărbatul meu murise, Elisei, știi? Robul tău, el s-a încrezut în Domnul, nu a trăit ca un păgân. Dar de ce e așa, o știe, cel ce e tot stăpân. Acum iată, cămătarul aspru m-a avertizat și mi-a zis că mi-a copiii ca zălog la ce ne-a dat. Și vai, cum se lasă plece, că doar ei mi-au mă rămas. Plânsul începu să o nece și să-i stingă ale ei glas, să-i văd robi. Vai, nu se poate! Elisei e Domnul meu, vin la tine cu necazul, tu, om al lui Dumnezeu. Ce pot face eu, femeie? Spune-mi, ce mai ai acasă? Roaba ta e în mare lipsă, doar puțin ulei în vas. Bani nu am, nici hol de pline,
doi copii și acest ulei Dumnezeului Israel să se îndure azi de ei. Atunci Domnul îi vorbește prin proroc. Ce minunat să rămână credincioasă Domnului neîncetat. Du-te la vecin și cere împrumută de la ei vase multe, vase goale, vase ca să pui ulei. Intră apoi în odăiță și din ce ți-a mai rămas, umple cele vase goale cu altă ulei din vas. Doar atât i-a zis prorocul și s-a dus ca nevăzut. Atunci mama și copiii au pornit după împrumut. Și bătând la prima poartă, acei doi copii smeriți, repede veni vecina și îi întreabă, ce doriți? Cum să spunem, știți, mămica ne-a trimis și ne-am temut. Știu. Îi zise scurt vecina, iarăși după împrumut. Ce mai vreți, făină, sare? Spuneți, iute, ce doriți? Nu. Nici una, nici cealaltă. I-au răspuns cei doi smeriți. Atunci ce? Vreun drop de aur? Hai, grăbiți-vă, ce stați? Pentru ce ați venit? Răspundeți, pentru ce mă deranjați? Mama te-a rugat, vecină, vase goale să ne dai, să ne împrumuți acestea, câte vrei sau câte ai. Și mirată, fuge iute, la bărbat ai tăinui. Iarăși au venit vecinii, au venit cei doi copii, știu, îi zise încet bărbatul, iarăși după împrumut, ce mai vor? Ulei sau sare? Spune-mi, ce ți-au mai cerut? Nu, bărbate, vase goale. Vase goale? Ce-au pățit? Și râdeau cei doi în hohot. Dar deodată s-au oprit. Vase goale, dă-le, dragă. Bine că nu vor ulei. Și le-au dat mai multe oale și au râs cei doi de ei. Și intrând în odăiță, mama cu a ei copii începură să adune banii pentru datorii. Masa-i plină cu ulcioare adunate din vecini. Mama începu la lucru cu frumoși ei mezin. Ce faci, mamă? O întrebară cei doi cam nedumeriți când le-a zis să țină vasul și să fie pregătiți, ca să toarne din ulciorul de pe raftul prăfuit în a sale vase goale care ei le-au pregătit. Nu înțeleg. E mult mai mare vasul cel împrumutat decât vasul nostru, mamă, i-a zis celălalt băiat. Și apoi, ce folosește? I-a zis celălalt uimit. De-am adus atâtea vase și aici le-am pregătit. Stați puțin să vezi minunea, pune vasul lângă al meu, zise mama credincioasă, mângâind copilul său. Și priveau mirați copiii cum uleiul curge lin. Iată, vasul cel mai mare deveni deodată plin. Dar mirare e și mai mare. Deși vasul s-a umplut, în ulciorul lor rămâne unde le-am ca la început. Adu altul, zise mama. Și din nou e vasul plin. Doamne, ce minune mare, căci uleiul curge lin. Atunci au strigat copiii, degetul lui Dumnezeu, înmulțește unde lemnul, mamă, în ulciorul tău. Și plângeau de bucurie cu privirea la ulcior. Dumnezeul lui Israel le-a venit în ajutor. Toate vasele sunt pline cu uleiul minunat. Atunci mama fuge, iute. La proroc a alergat. Domnul meu, e masa plină. Am așa de mult ulei.
Ce să fac cu el, părinte, ca să-mi scap copiii mei? Vinde-l și adună banii ca să scap de datorii, iar ce-ți mai rămâne, ține-l ție și la-i tăi copii. Și din nou pe la vecina. Iar în poartă i-a bătut. Ne-a trimis din nou, mămica, știu, din nou după împrumut. Mai vreți iarăși vase goale?